Am revenit, suntem în direct la Matinal pe Roți, este ora 9:09, 09:09 exact. Și ce credeți? În studio nu mai sunt doar eu cu Mircea, ci a venit și invitata noastră pe care vreau să vă prezint altfel astăzi. Așadar, muzica! Poate crezi mai ușor să colinzi lumea în zbor. Poate vrei să nu vorbesc cât de mult te dor. Bună dimineața! Vreau să spun că când ai zis 9:09, mie cifra 9 și 29 data în care m-am născut îmi poartă noroc. Deci nimic nu este întâmplător. Nimic nu este întâmplător. Nimic. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și bine ai venit la noi, Carmen. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos! Este o noutate pentru mine această emisiune, pentru că n-am mai fost undeva invitată fără să cânt. Eu m-am îmbrăcat, mi-a zis, mama, dacă mă pun acum să cânt, măcar să fiu, să nu mi se vadă, eu știu, una alta. Da. Deci m-am pregătit pentru cântare. Dar, uite aici în colț. Pabaram, pabaram, pabaram. Imediat avem și... Știi ce-mi place? Uite, un artist autentic. Dacă se trezește la 5 dimineața, cântă. Ne-a cântat și în mașină, după cum bine ați văzut. Da. Cântă pur și simplu în orice loc, în orice colț, în orice... N-are nevoie de nimic altceva. Vocea și atât. Da, pentru că, din fericire pentru mine, vocea mereu este la purtător. Și ce vorbeam noi, Mircea, exact, înainte un pic de a începe, de a intra în direct, noi am dat niște examene, am dat niște teste, am dat fel de fel de și pe scenă și examene la Consiliul Culturii, că toți suntem pe aici pe undeva aproape, pentru a putea urca pe scenă. Nu veneai de la, eu știu, de la Dâlga și și gata, știu să cânt. Nu. Trebuia să demonstrezi mai întâi. Trebuia să știi niște note, trebuia să faci 3-a, 4-a sau 2-a, 2-a și așa mai departe, să știi niște bobițe, nu neapărat că știi. Mulți artiști habar n-au de note. Dar noi trebuia să învățăm chestia asta. Bun. Și mai întrebați-mă, că mă duc în alt domeniu. Asta vreau să te întrebăm. Cum era muzica odinioară? Cum era? Era pentru sufletul tău ca artist, în primul rând, și apoi pentru sufletul oamenilor. Acum, sau despre ce să vorbesc? Despre muzica de odinioară? Uite, de exemplu eu. Bun? Eu când îmi alegeam o melodie, eram solicitată de, eu știu, Laurențiu Profeta, Edmond Deda și așa mai departe. Sunt foarte, foarte mulți compozitori de care nici nu se mai pomenește în ziua de astăzi. Dar mă rog, dar trăim cu melodiile lor și le ascultăm cu mare plăcere. Asta e altă poveste. Și mă duceam la ei, Carmen, asta este piesa, o cânta domnul compozitor de câteva ori. Îți place? Și dacă... Da, spuneam da. Și textul? Uite, poftim și textul. Îl citeam, dragii mei, de 1000 de ori. Da. Profesorul meu, când aveam eu 15-16 ani și m-a pregătit ușor, ușor pentru această meserie, îmi spunea, când iei un text în mână, îl citești de 7000 de ori. Trebuie să citești și textul în sine și printre rânduri și să simți și virgula. Înțelegi? Atât de multă emoție trebuie să creezi. Atât de multă emoție, tu trebuie să creezi în sufletul tău și apoi să transmiți. Dacă nu ești în stare să transmiți, du-te și fă altceva. Da, pentru că dacă tu nu simți, automat nu o să poți niciodată să transmiți. Adică se simte imediat superficialitatea. Știi cum se spune în ziua de astăzi, că te mai uiți la un artist, mă rog, artist, nu din generația veche, toți cei care au apărut acum și se numesc artiști după două piese, nu transmit nimic și este o vorbă, nu trece rampa. Da? Așa se spune. Corect. Deci cântă și cântă, sunt unii care cântă chiar foarte corect, fără ajutorul butoanelor.
dar nu trece rampa. Nu-ți spune nimic, spectatorul stă... Nu vibrează cu melodia mecanic. În sine. Nu, da, 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 da. Pare mecanic. Pare mecanic, da, totul, da. Exact. Da. Pe când înainte mie mi se părea că și versurile erau mult mai... Mult pe mai persoană. Pentru suflet, da, 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 Mircea. Da. Pentru suflet, să ajung aici la inimioară, nu așa, te-am iubit să moară mama, da. Te-am iubit cu foc. Dar până la urmă n-am avut noroc că asta era da. Continuarea. Da, bă, spuneam mai devreme până să ajungeți dumneavoastră la noi în platou că... Eu sunt Carmen. Carmen. Nu dumneavoastră. Okay. Bine, Carmen. Okay. Acum, așa-ți voi spune. Așa. Carmen. Așa. Chiar că... dacă am 60 de ani, am împlinit pe 29 ianuarie. Nu cred. A, nu cred. 60, am schimbat. Am schimbat prefixul. N-aș fi zis. L-am o duceam pe bune. Nicio treabă. Pe bune, 64 sunt născută, faceți calculul. Doamne, da, mulți da. E simplu, fiind 2024, o luăm din 10 în 10 și ajungem unde trebuie. Spuneam că părinții mei m-au prezentat de la vârste destul de mici artiști precum Aurelian Andreescu, Angela Similia, Mihaela Mihai și am rămas surprins pentru că, fiind mult, mult mai tânăr, așa e, atindeam și eu să iau un derâdere. Mă, lăsați-mă, nu mai rezonăm noi cu... Și au insistat ai mei, dar ok, de dragul nostru măcar, ai puțină răbdare cu tine, nu cu noi. Și ascultă, am înțeles și chestia și ascultă, asta, să am răbdare da, cu mine da. Și să-mi pot traduce versurile și nu mi-a venit să cred că exact. Într-adevăr e o diferență foarte mare. Foarte mare! Dă-mi exemplu! Bine, voi lucrați în acest domeniu și ascultați muzică și puneți fel de fel de piese pentru ascultători și așa mai departe, dar dă-mi, consideră-te pentru 3 minute... un om de pe stradă și își pune căștile la urechi și ascultă nu știu ce. Îți rămâne ceva în cap? Ne-am să vă mint, fiind născut în 94, am câțiva artiști contemporani care îmi plac și pe care îi ascult. Dar, într-adevăr, diferă vibrația pe care vine mesajul. E complet alta. Da. Din generația de astăzi ați avea un exemplu care vă place cu toate astea? Mai mami, îmi place foarte mult Andra. Ok. Da, îmi place foarte mult, este multilateral talentată, nu, talentată, poate să cânte muzică, da. Orice, ceea ce se spunea, mă, las modestia puțin la o parte, da. Se spunea și despre mine, și acum, dar și atunci, că poate Carmen poate cânta orice, așa, și manele, și muzică folk, și muzică populară, și... Doamna, mă rog, opere, așa, da. Da, da, nu e cazul acum, ca să nu vă trezesc prea mult, așa, ce ziceam? Nu că nu uit, da, chiar dacă am 60 de ani, dar eu... Vorbeam despre un artist din prezent care vă place și ați dat un exemplu, Andra. Andrușca, că eu așa îi spun Andrușca, din parte feminină, da. Andra îmi place. Andra. Și masculină sau trupă, pur și simplu? Chiar, corect. Nu știu. Poate că nu vă vine acum pe moment. Ce dacă mi-aduc aminte până plec. Da. Până să ne spuneți. Dar de Teoros vă place? A, da. Da, 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 bravo. Foarte mai ajutăm mult. Noi așa. Foarte mult, foarte mult. Delia? Andrei Bănuță, Delia? Da. Da, îmi place, dar nu atât să zic, wow, când da, o văd. Înțeleg. Mamă, nu. Loredana Groza. Lăsați. Lăsați, corect. Trecem mai departe. Da, Andra corespunde ea cumva cu profilul artistului mai de odinioară? Da și nu. La ea este o... Ea performează pe scenă. Să știi că am simțit-o de foarte multe ori că nu trăiește ceea ce cântă. Ora de sinceritate da, cu Carmen. Da. Este genul de artist care tinde către perfecțiune, vrea să, exact ce vorbeam mai devreme, care vrea să cânte, să n-aibă nici măcar o comă fals, da? Sub de linia melodică vorbesc și atunci uită partea de emoție. De emoție pe care trebuie să o transmită. E, astea două trebuie îmbinate de fiecare dată pe scenă ca să poți să fii acolo să zică lumea wow. Ea cântă foarte corect, dar la unele piese mie nu-mi transmite nimic. Asta e simpla curiozitatea ascultătorului. Se tocește la un artist pe măsura numărului de turnee și concerte treaba asta de a
Uite, la mine nu s-a tocit nimic. Am înțeles. Deci eu în momentul când intru pe scenă și văd și reacția publicului și cum mă primește și cum mă aplaudă și cum nu mă lasă să ies din scenă, îmi dau lacrimile. Îmi dau lacrimile și simt într-adevăr că eu am fost bună ca acum 30, 40 de ani. Serios. Adică serios. Vă desprindeți de recent și... Absolut, absolut. Corect. Când sunt pe scenă, e lumea mea. Acolo s-a terminat. Poate să cadă și tavanul, că eu tot continui să cânt. Zipui, ai vrut să zici da, ceva? Da, îmi venise o întrebare în minte, apropo de ce vorbeam. Cei care cântă sau apucat de cântat acum recent, cântă mai mult pentru bani decât pentru suflet? Măi, mami, nu vreau să mă cer cu nimeni sau să zică cineva ceva, eu totuși pe asta cu ce zice. Dar eu cred că da. Cred că da, în mare parte, cred că totul este făcut, sunt și cunosc și artiști, oameni care cântă, care s-au lansat și cântă pentru că își doresc asta, pentru că simt că trebuie să facă ceva pe scenă, dar sunt și care fac pentru bani. Și hai să uite o chestie. Chiar și din artiștii cu care am fost, Doamne, ce onoare pe mine și ce cât de mult m-a iubit Dumnezeu să pot urca pe scenă alături de artiști mari și să mă primească cu brațele deschise. Cum ar fi? Poți să ne dai niște nume? Aurelia Andreescu, Corina Chiriac. Da, l-am cunoscut! Wow. Dar vorbești și de actori, de Mișu Fotino, de Mihai Constantinescu. Dumnezeu să-l odihnească, să-i odihnească pe toți. Pentru că să le dea Dumnezeu lumină acolo unde sunt. Ei m-au ajutat foarte mult. Pentru mine au fost ca niște profesori. Ca o șlefuire. Ei m-au șlefuit. Eu am venit pregătită de... X, de Y, de profesor, de școala populară de artă, la Iași și așa mai departe. Dar șlefuirea mea a fost acolo pe scenă alături de ei. Serios. Și le mulțumesc în fiecare... De fiecare dată când sunt pe scenă. Ce ziceam? Ce ziceam? Vorbeam de bani și suflet, dacă cei din ziua de așa, și asta vreau să cânte, da. Fac asta voiam să spun și mi s-a întâmplat de multe ori, chiar și pe vremea aceea, ori erau plictisiți, ori erau sătui de atâtea spectacole și să facă lumea să râdă sau să cânte aceleași piese. Și la un moment dat eu mai emotivă, eram la început și auzeam, hai mă, gata, le-am luat bani și am plecat. Ce mai? Știi? Da, și pe mine asta mă... Și cum adică? Da, facem noi asta. Da, și... da. Eu am venit aici să cânt, să arăt lumii, să... Mă simțeam aiurea, știi? Da. Demrădulescu, Nae Lăzărescu. Tu, deci de asta spun că pe mine chiar m-a iubit Doamne. Având mă posibilitatea că, să stați având în... Și onoarea asta, da, privilegiul ăsta să urc alături de ei pe scenă. Mă întorc puțin în discuția de mai devreme. Mă întorc la tine iar, Carmen, și îți propun un șoc de imaginație și vreau să-mi răspunzi la o întrebare. Dacă ți-ar propune Delia o colaborare cu un videoclip plătit, sponsorizat, tot, chiar pe bani mulți, ce-ar spune Carmen? Ar fi o provocare pentru mine și aș spune da. Chiar dacă, eu știu, am spus adineauri că nu îmi place atât de mult precum îmi place Andra. Dar ar fi o provocare. Da, categoric. De ce nu? Și nu cred că v-ar restrânge cumva cu ceva. Și ai vărsătoare, știai? Da. În februarie născută pe 5, pe 4, pe 5, o chestie de genul ăsta. Da, ar fi. Păi chiar cred că ar fi și mai frumoasă colaborare acest featuring între două vărsătoare. Da, dar mai mult mi-aș dori să cânt cu Andra. Mai mult mi-aș dori să cânt, eu știu, cu Teo Roz. Am înțeles. Da, decât... Deci, Andra, dacă ai auzit cumva, ai o invitație lansată. Da, deci observ că rezonați cu cele două cel mai mult, cu Andra și cu Teo Roz. Și pe partea masculină, credeți că ați putea face vreo colaborare cu cineva? Da, dăm niște nume, că acum chiar la ora asta de chiar și la 5 dimineața m-am trezit. Cu Cargo? Pe o linie melodică a Cargo? Întreb, curiozitatea mea. Da. Mai mult decât cu, cum îi cheamă? Iris Holograf. Holograf, mai înțeles. Mult. Dar cu Iris,
Nu prea sunt eu pe partea asta. Am înțeles. Așa. Cu Damian dar Drăghici? Cu cargo... nu. Îmi place că e sinceră, nu. Nu, da, da, nu, da, de corect. Ce? Cu smiley. Corector. Nu. Nu. Vama veche. Vita de vie. Nu. Da, Helciu, de la spital de urgență. Nu! Nu. Nu mai știu. De ce? Dar de ce? Dar de ce nu? Nu știu, nu mă văd. Sunt genuri muzicale pe care le ascult, să zic, dar... Da, mă, nu știu. Nu. Cu Cargo este, au piesele exact pentru toate trăirile mele din trecut și de astăzi, din ziua de astăzi, și se apropie mai mult de sufletul meu. Așa, din cei din străinătate, există un model care v-a fascinat, un artist? Și de atunci, dar și de acum. E, sunt curios. Îmi place foarte mult Rihanna. Uh-huh. Mi-a plăcut nume. Foarte mult Whitney Houston. Wow. Tina Turner. Wow. Aretha Franklin, încerc doar. Da, Aretha Franklin. Din generația de astăzi, ABBA mi-a plăcut, mă rog, okay. Bine, da, e trupă. Da, da, tu vorbești nemuritorii. Da. Bine, nu, și trupe, nu, puteți să menționăm și trupe că... Și Bonnie Tyler. Oh, ce tare. Da, mi-a plăcut, o iubesc. Am fost la concertul ei acum, când a fost, în februarie. Doamne, câtă simplitate și câtă strălucire în același timp când a intrat pe scenă. Asta vrea lumea. Știi, mă uit la spectacolele noastre, hai să bârfim puțin. Mă uit la spectacolele noastre, am mai fost să văd artiștii noștri, să văd cum evoluează, ce fac pe scenă, că poate mai am ceva de învățat, că fiecare exact, avem de învățat și la 80 de ani, câte ceva. Știi ce nu-mi place? Este parada asta a costumelor. A rochilor. Cânți două piese, mai chem un invitat, stai că mai pun o rochie, stai că... Mă, omul vine nu să-ți admire rochia, vine să te admire pe tine, ce cânți, ce transmiți. Nu-mi place chestia asta, ce vrei. Dar la un artist nu contează totuși imaginea? Ba da, contează imaginea, dar... Să nu exagerez, nu? Să nu exagerez, dar am fost la un concert, nu dau nume, că n-are sens, a durat 2 ore și jumătate la sala Palatului și s-a schimbat de 6 ori. Bine, așa și artistele internaționale. Dar Bonnie Tyler de ce? Am stat 2 ore și Bonnie Tyler de ce nu s-a schimbat? Te întreb. Sau ABBA, când erau pe scenă, intrau, cântau, de ce nu s-au schimbat de 7000 de ori? Nu, mi s-a născut o curiozitate. Vrei să umple cumva un gol făcând asta? Asta m-am gândit și eu? Sunt chiar curios. Dar ce gol? N-aș ști să răspund tot eu, dar așa, ca o părere a ascultătorului, poate un repertoriu puțin mai sărac sau... nu știu, cred, pentru că în momentul când tu organizezi un astfel de spectacol de asemenea anvergură, da, te gândești că ai ce să faci și ai ce să spui timp de 2 ore jumătate. Nu cred că ar fi un... Că te gândești, oare să cânt asta, trebuie să umplu gol, că... Nu cred. Deci din moment ce totul e pregătit și repetat și tot, știi că tu vei putea susține 2 ore și jumătate, ok? Da? Și atunci de ce trebuie să stai să faci parada modei? Nu, mie personal nu-mi place. Nu-mi place. Da, până la urmă, gusturile... Corect, nu se discută. Nu se discută, da, bineînțeles. Este părerea mea personală, puiule. Din muzica populară, cine este pe placul Carmen Rădulescu? Din totdeauna și pot să spun cu mare mândrie și cu bucurie că idolul meu în muzică populară a fost Irina Login. Da. De la ea, eu de fapt când eram micuță, cochetam și cântam în fața oglinzii, dă mândruț ochii tăi, nu-i dau.
Da, deci cântam muzică populară. După care, o melodie de-a lui Dan Spătaru, eram și puțin peltică și mamei era foarte frică să nu cumva să, că ea știa deja drumul pe care vrea să mă ducă și cântam Lună de moscală de mătase. Și mama, să, Lună de moscală de mătase. Așa. Și apoi ușor, ușor am cântat muzică ușoară. Cine mai e? Vocile din zona Olteniei nu m-au încântat. Pe mine personal, țipătul ăla și toate chestiile alea, atacul vocii în glotă și așa, nu plac. Ca să fiu sigur dacă înțeleg despre ce discutăm, Ilie Ciocârlie ar fi un exemplu? Da. De nu. Am înțeles. De nu. De ce înțeles? Dar pe doamna Maria Ciobanu o iubesc și o ador. Asta e partea a doua. Dar genul ăsta din zona respectivă, nu așa. Ioana Velicu, de exemplu. De Moldovean, Sandra. Cât de a mea. De unde sunteți din Moldova? Eu din Onești. Din Onești? Da. Județ Bacău. Unde ești, Nadia? Păi, măi copilaș. Wow. Păi, Onești, Galați, Brăila. Da. Serios? Da, eu tot Moldova, dar din Galați. Azi, Moldova e ca o floare, da, toate da. Buruienile au venit la București. Dar mi s-a părut... Ia ca așa! Iată un gard viu în semicerc, la matinal tău. Da, când m-am lansat, deci a fost Nadia care a ridicat... orașul Onești și tot absolut și a făcut foarte multe pentru Onești. Apoi am fost eu prima pe linia de muzică, da? După care a urmat restul. Loredana, Loredana e tot din Onești, Cristina Spătar din Onești, wow. Alexandra Ungureanu din Onești. Te-ai știut? Wow. Tu piși lumii trăiești, mă? Da, recunosc că poate că le știam pe toate, dar nu știam că sunt din Onești și acum mă bărbăi de emoții. Shame on you. Da, shame on me. Ok, ok. Shame, era o secvență dintr-un serial foarte cunoscut. Așa, Miora Velicu, Daniela Condurache. Deci mă place zona asta și din Ardeal. Din Ardeal... Nu mai știu cum o cheamă. Furtuiancu. Veta Beriș? Nu. Sava Negran Brudașcu? Nu. Nu. Este Furtuiancu. Da, îmi place. Deci era o tipă frumoasă. Doamne, cum o cheamă? Vai, shame on me. Avem... Now, shame on me. Avem un lapsus de moment. Încolo, Baia Mare. Am înțeles, spre zona de Maramu. Maramu. N-aș ști și n-aș vrea să fac o greșeală. Știu, în schimb, că... Chiar, ce port tradițional vă place? Deci cam așa cânta. Cum? Ce port tradițional vă place? Din ce regiune? Hai Moldova și îmi place și din Maramureș. Măi, când ies artistele astea pe scenă cu toate chestiile astea apretate și cu broderiile și cu toate astea, din țiplă. Mie nu mi-a venit să cred când am văzut că efectiv în zona Maramureșului mai sunt câteva localități unde oamenii se îmbracă așa, adică în port popular. Da, și la diferite evenimente, nu neapărat că vorbim acum de cele care urcă pe scenă și cântă. Nu. De exact, sunt de admirat, serios. Cred că sunt provincia care au rămas cel mai bine ancorați în tradițiile românești. Hai și Moldova așa. Și Moldova, corect. Dar mai puțin, în Maramureș parcă e procentul mai mare de oameni. Exact. De ce crezi că generația nouă tinde să readucă în actualitate muzica veche? Bingo! Nu știu de ce, pentru că, exact cum spuneai, că te-au pus părinții să asculți, pentru că și-au dat seama, au realizat, zic eu acum, au realizat că ceea ce fac ei acum nu este pe placul tuturor ascultătorilor. Și atunci când faci un remix la o piesă care a fost cândva un mare hit... îți mai crește puțin... Da. Nu? Da. Zic și eu.
Păi da, pentru că e un mare compliment. S-a întors cineva din prezent la o piesă care, eu știu, a debutat în, nu, dau un exemplu, 1985 și îi readuci niște efecte sonore mai... Exact. Cânti ce cânti exact. De ale tale, asta. Că cu asta m-am lansat. Dar stai să uite, de exemplu, Andra. Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Da. Și foarte fain. Sau Mare Albastră, da. Că tot o cântam, o nu știu predonam. Dacă s-a făcut vreun remake după Hai vino iar în gara noastră mică încă. Nu știu, n-aș ști să zic. Nu știu. Ca să aibă acceptul lui. Dacă ar fi să faci un remix după ce piesă ai face? Muzica te cheamă. Sau poate chiar și nu știu. Am încercat eu să fac un remix, să o aduc un pic în actualitate, nu știu. Poate crezi că mai ușor să colinzi lumea zvor. Așa se intitulează, nu știu. Dar cred că muzica te cheamă ar fi... O știți? Hai. O vom pune imediat. Muzica te cheamă, lângă mine, ea ne știe vii. Ce cântam în mașină? Mea culpa, eu n-am auzit. Hai, eu n-am auzit să se auzea în mașină. Nu știu, mai ai vreo piesă după care ai face vreun remix, în afară de ce ne-ai spus? Ceva, eu știu, piese mai vechi sau vreo piesă de muzică populară? A, uite, la muzică populară nu m-am gândit, deși... la multe evenimente unde sunt invitată, am și populară și jucăm hore și așa mai departe, dar nu m-am gândit. Nu. Dar pentru că ați menționat chiar, pentru că ați menționat chiar dumneavoastră acum vreo câteva minute, Manele, ați cântat? Da. Nu e nicio problemă. Da, dar nu de ale altora. Am manelele mele proprii. Ah. Da. Păi, ne puteți da un mic exemplu? Una. Uite, Vino. Dino. Vino, mama, vino. Nu Dino. Nino, Vino. Da, ne puteți predona puțin? Dino și șterge lacrima care ne-a trădat. Dino, știi că eu te-am iubit cu adevărat. Dino, ascultă-ți inima, nu e așa de greu. Nimeni nu te-a iubit așa cum te-am iubit doar eu. Trebuie să spun ceva, pe asta chiar nu știam. Da. Ai văzut? E prima dată când o aud la Carmen Rădulescu, serios vorbesc. Mă, nea mai romantică, așa e, ceva... E mai spre... foarte faină, e mai foarte, Latino? Uite... Puțin, așa, mănâna mai spre cu influențe. Nu azi, e nu? Deloc, dacă auzi orchestrația, da. Zi, tum-tat-tum-tat-tum-tat-tum-tat. Are ritmul ăla de mână. Da. Și când încep să cânt, zic, haide, hop, da, una peste alta sunt foarte frumos și sunt versurile alea de suflet, așa, știi? Am vrut să cred atunci că totul e o glumă, dar ai plecat fără să mai privești în urmă. Atâtea nopți în care am plâns și atâtea vise câte am strâns, s-au spulberat atunci și știu că am greșit. Și de atunci mă rog mereu la Dumnezeu să îți aduc aminte că eu te-am iubit. Bine, eu n-am chestia asta. Și cu... Îmi place nu, cumva. Îmi place pentru că e specific nou. Da. Să nu ducem nota atât de... Da. Înțeleg. Poți bea o gură de ceai? Te rugăm, pentru că probabil ți s-a uscat puțin gâtul și eu voiam să te întreb cât sorbi o gură de ceai, Carmen. Pentru tine n-a fost o problemă. Dar cât de important este aspectul fizic la un artist? E, aici mai bumbă și de tot. Contează foarte mult. Contează foarte mult și aici mea culpa, pentru că eu nu am ambiție, sunt foarte mâncăcioasă, sunt foarte, îmi place să gătesc și de vreo 15 ani mă tot chinui să slăbesc. Dar contează foarte mult. Mi-am propus, una este să-ți propui și alta este să și duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus, dar cred că anul acesta voi face o schimbare. Adică? Pe mine, adică vreau să mai dau jos vreo 15 kg, așa, mă duc la bazin, la aquagym, la de-astea așa, și să știi când o să mă, să uite la mine din spate, știi cum, e, cum era vorba aia, mamă, din spate, e, cum e zi, din spate. Din spate e liceu și din față e muzeu. Parcă așa ceva.
Nu știați? Nu știam asta. Știi că mai vezi o tipă de-asta așa mișto? Da. Din spate. Și zice, mama ce bine arată și când se întoarce. Oh. Din spate e liceu, din față e muzeu. Da. Din spate liceu, din față muzeu. Să vedem și muzeul nostru frumos. Deci contează foarte mult aspectul fizic. Clar. Uite-te, eu o admir foarte mult. Vrei să... Nu, o admir foarte mult pe Monica. A avut o ambiție extraordinară și toți spun că s-a operat și că a făcut și cadres. Nu, ea s-a operat la spate, că a avut o hernie de disc sau nu știu ce a avut, așa cum am eu două, mă laud și eu că am două hernii de disc, și, dar nu sunt operabile deocamdată. Și a avut ambiție, i-a spus doctorul după operație că trebuie să slăbească ca să nu recidiveze sau eu știu ceva în genul, înțelegi? Și atunci a avut ambiția să slăbească. Eu de ce să nu am? Corect. Știi la ce mă gândeam când am văzut-o pe Victoria în Dămăroaia și... Dămăroaia, da, parcă era, nu? Bine. Știi, suntem obișnuiți să ne ducem în alte țări și să admirăm multe și multe. Vai, de uite ce frumos e! Dar pentru orășelul nostru, pentru țara noastră, nu avem timp. Da. Și sunt locuri foarte frumoase. Avem și de fiecare dată când mă duc undeva prin țară la un eveniment, mă duc cu mașina sau cu trenul și zic, uite ce locuri superbe. Te apucă ciudată, da? Nu-s plină de turiști pentru că... Exact, bine, și ce asta este altă poveste, da, Mircea, da. Acum un videoclip ai include peisajul de acolo în el? Da, dar mai puțin linia de tramvai. Da. Da. Adică undeva să mă urc în copac sau să fiu undeva și să nu se filmeze linia de tramvai. Corect. Da. Decât dacă o să cânt după acasă, măi tramvai. Da, depinde ce transmitem prin piesă. Da. Corect. Da. Da. Carmen, care e cel mai urât loc unde ai fost cumva obligată să cânti datorită contractului? Nu am avut... Sau unde nu ți-a plăcut? Nu a fost neapărat atmosfera de care aveai nevoie? Nu mi s-a întâmplat. Dar au fost... nu spun acum că în țară, la noi sau în străinătate. Dar au fost câteva locuri în care, cum să spun, erau... Sau poate o situație neprevăzută care te-a pus în dificultate... Da, am cântat odată într-un bar de, erau numai 10 metri pe 10 metri, atâta. Okay. Da. Și erau vreo 30 de oameni și plus chestia asta de la bar unde se servea și eu n-aveam loc nici măcar să... Au fost multe, n-aveam loc să cânt. Au fost chestiuțe de asta, dar... Știi care e chestia? Te duci să te simți bine, exact. Să faci publicul să se simtă bine, mai ales că a venit pentru tine, te-a așteptat și trecem peste... Ai fost confundată cu vreo altă artistă vreodată? Da! Cu cine? Da! Mi s-a întâmplat acum vreo 2 ani de zile, m-am dus la o filmare și zice, doamna Carmen Șerban... ce stradă? Sau mi s-a... Deci la filmare, da? La pe stradă. Vai, doamna Carmen Șerban, ce vă iubesc de nu mai pot. Și zic, măi, mama, vai de mine, am făcut o gafă. Sau mi s-a mai spus Mihaela Rădulescu. Doamna Mihaela. Și zic, da, zic eu. La doamna Mihaela ai zis da, dar la Carmen Rădulescu. Păi am zis da pentru că mă cheamă. Am zis da pentru că mă cheamă și Mihaela la și Gabriela. La Carmen Șerban, da. Ce ai auzit? Am zis da pentru că mă cheamă Carmen Gabriela Mihaela. Da. Ah, da. Okay, deci, dar Mihaela nu mai încăput în certificatul din naștere și au rămas doar atâta. Rădulescu, Bujor. Așa e numele meu de familie. Rădulescu Cratimă Bujor? Bujor, Cratimă Bujor. Wow. Carmen Cratimă Gabriela. Wow. Și am să... Vrei să spun? De ce? Tăticul meu, deci au fost în familie 6 frați. Și 3 fete și 3 băieți. El, tăticul, a fost atât de îndrăgostit de locul în care s-a născut, de Târgu Bujor din Galați. Da? Okay. Așa încât el s-a dus la... primărie și a zis eu vreau să-mi treceți lângă Rădulescu și măcar Bujor, că nu are cum să mă cheme Rădulescu, Târgu Bujor. Da. Și zice Rădulescu, Bujor, da? Constantin, cum îl chema. Și el a fost singurul dintre frați
pe care îl chema, care avea numele Rădulescu Bujor. Așa este, vorba de o localitate din nordul județului Galați. Și mama Gălățeancă. Wow, deci cred că de-aia avem o punte comune așa. Da, da, da. Pentru că culmea e că din zona, din partea tatălui, la mine familia e mai aproape de Onești, e din zona Bârladului, adică cumva s-au schimbat polii. Am înțeles, da. Cea mai frumoasă colaborare cu un artist din România care a fost? Din ceva ce-ți aminte? Din artiștii din generația veche sau nu neapărat? Din România, nu contează. Ce? Din România. În general, din România. Întotdeauna m-am înțeles foarte bine cu Sanda Ladoși, da, cu Silvia Dumitrescu. Sunt niște colegi extraordinare. Extraordinare. Uite, vezi tu, acum iar mi-a venit așa o idee, știi? Pe timpul când eu m-am lansat și că am avut, cum spuneam la început, privilegiul ăsta de a urca pe scenă alături de mari artiști, mari actori, Răutatea Mircea, am uitat numele tău. Cătălina. Cătălina, era să zic Cristina. Și... nu contează, să apropiem Paștele, primezi. Nu-i problemă. Cu domine Paștele. Așa. Răutatea care există acum între artiști, atunci nu exista. Când tu prestai pe scenă, terminai și că, cum să spun, te bisa lumea, publicul de 4, de 5 ori, ceilalți veneau în culise, te aplaudau și ei, ceilalți colegi, artiști mari. Și când ieșeai de pe scenă, îți spuneau bravo, veneau ca să ne trăiești, bravo, bun venit în lumea noastră. Ah, deci exista o familie, familie, o mare familie. Acum, mi s-a întâmplat acum vreo 5 ani, 6 ani, am fost la un spectacol și lumea nu mă lăsa să ies de pe scenă. Am făcut un bis, am făcut două, am făcut trei, am făcut patru. Ăștia făceau 13-14, nu mai contează cine trebuia să intre după mine sau cine a fost înaintea mea, făceau 13-14. Și când am ieșit de pe scenă, hai bă, ce faci, ai înghițit radio-ul, hai, de când gata, ajunge. Altfel înțelegi? De reacție. Altfel de reacție. Da. Dar ce-am făcut, fraților? Dar tu te și fă și tu, 7 bisuri, că nu, eu nu mă supăr, eu una nu mă supăr. Și ce s-a schimbat în tot acest peisaj? Au fost banii motivul pentru care oamenii au devenit mai... Se poate să fie și unul din motive. Pentru că mă uitam, de exemplu, banii, pe cât încasează în zilele noastre unii artiști și regăsim niște sume... Fabuloase. Fabuloase. De exemplu, Loredana, da, Groza, înțeleg că pentru pentru o sumă de 15.000 de euro plus TVA vine și susține un show undeva. Pentru aceea sumă se deplasează și cei de la Carlos Dreams. Delia, de exemplu, undeva pe la 12.500 de euro se situează onorariul ei. Smiley, la fel, undeva tot spre 12.000 de euro. Aici mă gândesc că sunt incluse probabil și costurile cu trupa. Mă gândesc că nu e ușor logistica în sine, mutatul instrumentelor și... Ce părere aveți dumneavoastră despre sumele astea? Care dumneavoastră? Iartă-mă, Carmen. Așa, da. Nu, am crezut că mai venit cineva, da, în iartă-mă, platou. Iartă-mă, semnul respectului. Exact ce îmi spuneai tu acum, mă gândeam că sunt unii artiști din generația asta nouă care își merită banii pe care îi cer, într-adevăr. Dar sunt și persoane și aici... Ți-am zis și am zis de la început, asta, da, e părerea mea, da, personală, care, știi că este o vorbă, prostie, care dă, nu ăla care cere. Da. Știi, cam așa ceva. Pentru că am auzit și acele recenzii sau acele păreri după ce a fost invitată XY, tu poți să-ți permiți să vă spui, eu să nu știu să mă cheme la... că mai zic eu nu știu ce, au dat acei bani, acele persoane care au organizat evenimentul și au spus altă dată nu vrem să o mai vedem sau nu vrem să-l mai vedem. Poți numi un artist de la noi care crezi că și merită toți banii? Smiley. Smiley. Delia. În rest, ce ai pomenit tu? Da. Nu. Să mai lase din pretenții. Nu ne
neapărat, da, nu neapărat să lase, da, din pretenții. E adevărat că o costă 10.000 sau, eu știu, stafful și toate minunile astea, într-adevăr, rochii și așa mai departe. Dar mi se pare exagerat. E adevărat că, știi, trebuie să ridici un nivel. Nivel, să zicem. Dintre, da, artiștii mai vechi, așa, cine în ochii tăi s-a reinventat mereu? Cine a rămas fresh, a ieșit mereu la suprafață? Cum îl cheamă? Daniel Iordăchioaie. Okay. Cum îl cheamă? Înalt. 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 Temișan. Temișan. Da. Aurelian Temișan. Nu știu. Mai știi tu? Și în ceea ce privește partea feminină? Femei, da. Loredana Grozav, putem spune? Măi, dar și ai tu cu... Da, nu. Mă gândeam așa. Dar îmi strigi eu, adică. Scuze. Luam o listă așa. Ei, deci, lasă-mă. Dar de ce îți place Loredana? Nu-mi plac oamenii infatuați. Nu-mi plac oamenii care uită de unde au plecat. Înțelegi? Indiferent. Și personal? Bineînțeles, când eu cântam și veneam în Onești și cântam, spunea: sărmâna, mă lăsați și pe mine să cânt două piese. Și acum nici bună ziua nu știe să dea. Am înțeles. Deci, în viață, indiferent de cât de sus ajungi, nu uita de unde ai plecat și nu uita să fii om. Da, pentru că mi-a atras atenția că de fiecare dată când am spus numele lor, Dane, tot timpul ai avut câte o reacție din asta și, na, e normal, curiozitatea să-și facă efectul și să te întrebă. Da, și nu numai de asta, nu mi-a plăcut niciodată, nici când avea 16 ani, nici când pare acum cât are, 50 sau cât o avea. Am nu, nu este pe genul meu, nu este, adică să-mi pun căștile la urechi și zic acum, mama, ascult 300 de piese cu, nu. Nu. Uite, de exemplu, ea mi se străpezesc dinții. Ea declară că nu și-a făcut nicio operație estetică. Mă lași. Ce zici? Mă lași. Știi, nu te las, că mai avem până la sfârșit emisiunii puțin. Mai sunt artiste care tot spun că nu și-au făcut nimic, dar care în același timp și-au șters toate pozele de pe Facebook sau de pe nu știu unde, ca să nu se poată face nicio comparație. Carmen Rădulescu și-a făcut Carmen Rădulescu și-a făcut ceva? Da. Da, ce? Uite aici la frunte că nu-mi place când fac așa să mi Botox, se vadă creț. Da. Și mai urmează? Nu, până nu se... acolo. Nu, dacă mai văd că revine șanțul, mai pun un pic de... Mai corectăm. Mai corectez, atât. Dar atât. Pe Facebook folosiți filtre când puneți o poză? Ei, hai, un pic așa. Măcar puțin, da, așa. Un pic. Brush, puțin brush. Un pic. Da, acum... Știi cum e? Nu e singura. Multă lume mă întreabă dacă mi-am sincer. Da, dacă mi-am pus Nu. Așa sunt ele. De la... Eu sunt un om sincer și îți spun, uitându-mă în ochii tăi, arăți foarte bine, doamne. Arăți foarte excepțional. Bine. Mulțumesc, dacă arăți, mai slăbești și 15 kg, tu îți dai seama cât te întreg. Tu îți dai seama și facem parada modei aici amândouă. Mi-aș arăta și eu la vârsta asta, așa. Să știi că mulți și oameni de pe stradă care mă opresc să mă salute efectiv și chiar și din lumea muzicală îmi spun: Doamne, cât aveți? 60? Deci, pe cuvântul meu, fără niciun fel de ipocrizie și de modestie și de, dar n-ai nicio legătură cu vârsta. Serios, nu ai. Cel puțin fața e de păpușă. Păpușa mi se spunea Jean Constantin, Dumnezeu să-l odihnească, când m-am angajat eu la Fantazio și aveam 20 de ani, îmi spunea: păpușă de fată, păi vezi de unde ai venit? Vezi ce înseamnă culoarea de păr blond? Cumva, dacă m-ar ajuta colegii, putem considera că ești păpușă în această fotografie? Erai păpușa? Acum ești mai frumoasă decât acolo. Și eu cred la fel. Ai auzit? Perfect! Bingo! Și eu cred bingo! La fel, give me five! Mulțumim tare mult! Stai să nu fac ceva. Ca doi vărsători peste o masă de sticlă.
Carmen Rădulescu, îți mulțumim enorm de mult. O plăcere să te avem alături. Sper că vei mai veni la noi, pentru că ne-ai transmis așa energia aia. Uite, așa îmi spunea Victoria când am venit. Zice, Doamne, ce energie puteți să aveți. Mă, zic, eu sunt Carmen, nu sunt puteți să aveți. Ce energie bună ai, că mi-ai umplut sufletul pentru toată ziua. M-ai încărcat. Mulțumim tare mult, din păcate am ajuns la final. Exact. Nu uitați de seară la ora 20, poveste cu Oreste. Noi vă pupăm, vă iubim, ne revedem și mâine dimineață. De la 7 la 10, tot aici, la Matinal pe Roți. Vă pup! Pa, pa!